Adin, bună ziua, bine te-am găsit. Bine v-am găsit. Nu suntem la partiul lui Noah, nu? Că am văzut că ai un penar interesant. Îți povestesc, îți spun povestea penarului. Suntem la școală, la 44 de ani, da. La liceu. Da. Cum păi să ne povestești tu ce facem noi aici și de ce ne-am întâlnit. Asta este banca în care m-am așezat prima dată în urmă cu 5 ani, atunci când am intrat la liceu în clasa 9-a. Și a rămas banca mea pentru toți cei 5 ani, n-am putut să mă mut în nicio altă bancă și le mulțumesc colegilor că de fiecare dată când s-a întâmplat să întârzi puțin, nu mi-a ocupat nimeni banca și o singură dată o colegă s-a pus în banca mea și am văzut-o împrăștiată că înainte de pandemie, acum au făcut așa datorită distanțării să încapă mai mulți elevi, dar înainte de pandemie ne lăfăiam în acele bănci duble și mai toți colegii mei stăteau cu cineva în bancă, dar eu, ca să respect modelul elevului care am fost atunci când eram copil, din cauza că aveam râie și păduc și nimeni nu stătea cu mine în bancă, am fost tot timpul singură în bancă, în ultima bancă, în banca din colț. Acum am respectat acel model și am stat 5 ani singură în bancă, în colț, ultima bancă, dar ce-mi plăcea este că banca fiind atât de mare, am putut să mă înșir pe ea cu sandwich, cu parfum, cu pudră, cu creme, adică pentru că la 40 de ani vii la liceu cu o pudră, știi, că nu mai e același ten de odinioară și dacă ești persoană publică, știi că e cineva care vrea să-și facă o poză cu tine și atunci să fii pregătit lângă carioci și penar, în penar mai aveam și o pudră, știi. Și am respectat acel model al elevului care am fost, pentru că în capul meu, la nivel inconștient, nu conștient, eram de ultima bancă, banca din colț în fundul clasei. E banca norocoasă, cred că se poate copia și bine acolo, nu? Să știi că am dezvoltat o tehnică, recunosc că am copiat, sunt două materii la care am copiat și la una dintre ele am regretat că am copiat, la cealaltă n-am regretat. Adică ai copiat acum? Acum? De când ești la liceu aici? Da. Știu. Și vreau să spun că eu nu știam să copiez, pentru că atunci când trebuia să fac școala în 1800 toamna, nefăcând-o ca la carte, n-am apucat să învăț aceste trucuri ale elevului. Dar acum, ca adult, am făcut pe Google cum se copiază și a trebuit... Acum nu mai scrii pe bancă sau pe fițuică, stai, e cu să Google vezi. Search. Păi nu, că nu puteam, că nu ne lasă cu telefoanele pe bancă, știi? Și... Sau cu casca. Nu, tu, nu voiam să fiu prins așa. Și aveam, atunci când erau alte bănci aici, aveau o margine, la fel ca și această suprafață. Și scriam la latină. La latină copiam și am regretat că am copiat, pentru că iubesc foarte tare pe profesoara de română care ne preda și latina și nu voiam să-și piardă încrederea în mine și eram singura care deseori îi recunoșteam dinainte că o să copiez și colegii mă certau ca să nu le mai spun că restric și lor imaginea. Și zic, nu pot, în primul rând știe că o să copiez, că sunt bâtă la latină. Și atunci îmi scriam pe banca de aici cu carioca fosforescentă ca să văd doar în anumite poziții, știi? Și stăteam să văd terminațiile așa. Și la geografie. Nu-mi place geografia, în schimb îi sunt îndatorată etern profesoarei care mi-a dat 6 de milă ca să trec și eu anul să nu rămân pe vară, că dacă rămâi corigent la 40 și... Adică aș fi vrut măcar la 40 și să nu rămân corigentă. Și la geografie am copiat în fel și chip, dar ce a fost mai penibil este că atât de tare nu mă pricep la geografie, nici să copiez n-am știut. Pentru că pentru a copia trebuie să știi, mi-am dat eu seama. Este o artă. Este o artă. Și analizând de ce nu mă pricep la geografie, este pentru, mă pricep la demografie. Iubesc demografia pentru că are legătură cu oameni. În schimb, jur că la 40 de ani nu mă interesează niciun podiș. Nu mă interesează din ce este făcut și cum s-a format un munte. Nu mă interesează să pot spune că prin încrețire sau prin... Este o informație. La 13 ani, poate că intră informația, că găsește un loc acolo. La 40 s-a închis tot. Despre munți, podișuri și adâncimea apelor. Mi-ai spus ce materii urăști
foarte tare, detești. Dar stai, vreau să spun despre latina. Așa. Latina, repet, până în 18 ani are noima, are loc unde să intre. Dar de la 40 de ani nu mă vizualizam pe mine șușotind la, cu elita României tot felul de zicale în latină la ureche. Eu știu doar in vino veritas și atât, și a rămas acolo. Și știm de ce. Dar nu mă văd. Dacă aveam 20 de ani, mă vedeam trecând printr-o cameră așa cu un pahar de șampare. Nu știu nici măcar să fac o glumă în limba latină. Pe copilul meu îl voi pune să învețe latină, voi face o prioritate din asta pentru că e relevant. Elita musai trebuie să aibă habar despre latină. Viitorii avocați, viitorii doctori, biologi, este imperios necesar. Dar eu mi-am măsurat viitorul și latina nu intră. Care este cea mai tare materie pentru tine? Ce-ți place cel mai mult? Notele cele mai mari? Le ai la engleză. Am observat și am văzut că mi-ai arătat așa carnetul de note, dar pe lângă engleză? Îmi place foarte tare sociologia și îmi place în mod deosebit sociologia, pentru că mă fascinează orice are legătură cu oamenii și cu omul. Și după sociologie îmi place psihologia. Și abia după îmi place limba și literatura română, literatură universală, istoria. Pe tine te urmărește chestia asta cu școala, școala vedetelor, chiar. Școala acum. Chiar, nu mă satur. Eu nu pot să mă uit la copilul meu să-i spun, mami, te rog frumos, fă-ți lecțiile, mama, pentru că. Pentru că ce? Și atunci vin eu cu o artilerie de argumente. Mami, pentru că tu nu știi încotro vei, dar să fii pregătit pentru oportunități. Dar... Iar eu acum, terminând cu diploma aia de bacalaureat, sunt pregătită pentru orice oportunitate, chiar dacă am 44 de ani acum. Ce vrei să faci în domeniul biologiei, dacă ești pasionată de acest... Mă fascinează biologia comportamentului uman, genetica, epigenetica, felul în care se schimbă structura moleculară a ființei umane în contact cu diverse elemente, medii și așa mai departe. Am nevoie să studiez psihologia ca să înțeleg psihicul uman, dar am nevoie să înțeleg biologia, să văd cum ele se întrepătrund, pentru că ele o fac într-un mod divin. Eu nu o să mă duc să mă angajez nicăieri. Eu nu mai sunt, eu nu am fost și chiar și când eram artist. Noi artiștii nu mergem de la 9 la 5 la serviciu. Mentalitatea mea nu e formată pentru asta. Dar eu, din vârful patului de la mine sau din izmenele mele sau șorțul meu, eu vreau să știu, pentru că îmi place să știu pe ce lume trăiesc și de ce trăiesc pe lumea asta. Și informația mă ajută. Pe Noua îl ajut la teme? Da, îl ajut la teme. Și preferă să facă temele cu mine, pentru că din acest punct de vedere sunt ușor non-conformistă, în sensul că într-un fel faci teme când toată viața ai fost forțat să le faci acum, deci te așezi, deci să nu te prind, deci doar dacă nu... Pe când eu, dacă la 40 de ani am învățat cum să fac teme, la mine temele se fac o lumânărică aprinsă, cu două pisici care zburdă și le mângâi în timp pahar ce... de vin. Fără un pahar de... Am cu ceai, cu tăviță. Și copilul vrea la mine. Pentru că el face, copilul stă cu o mâță în brațe și face și face. Mami, îmi aduci mie nu știu ceapa cepilor de copil, nu ți-e rușine să mă obiți, du-te să ții telefonul. Măi, da, dar deranjez mâța. Ai dreptate, mi-i descuze, ți-aduce mama acum. Eu, ca adult, la școală, acum, pentru prima oară am această experiență fără frică. Nu mi este teamă de note, nu mi este teamă că voi fi bătută acasă, nu mi este teamă că profesorul mă va face de râs, mă va urechea, va urla la mine, nu mi este teamă că o să râdă ăla de mine, zică... Știi cât de bine se învață fără frică? Iar asta este o lecție fundamentală pentru mine acum în relația cu copilul meu. Vreau să avem cu copilul ăsta o experiență în relație cu școlarizarea fără frică. Pentru că eu vreau să copilul să prindă gustul la a deschide și a afla. Oh, wow, ce tare! Dar dacă eu te oblig pe tine acum, nu te ridici de acolo, deci dacă aud, nu știu ce să fac,
ăla să citească, să îngurgiteze niște informații doar să bifeze ceva pentru mine sau profesor sau societate, eu atunci îl frâng. Eu vreau ca Noa la 10, 11, 12 ani să abia aștepte să se ducă într-un spațiu unde va învăța ceva. Dar eu să-l fac asta trebuie să nu-i fie frică. Cred că urmează un al treilea liceu. Apostolescu și mi-a zis, este posibil de data asta să termin, ca să mergi și tu mai departe, dar și eu cred că am o problemă cu a fi în rândul lumii. Știi, de fapt, acolo e ciuda mea. Uite, știi ceva, nu m-ați vrut cu voi în rândul lumii. Uite, acum nici eu nu vreau. Am avut o profesoară de geografie care mi-a luat foaia așa, știi, și a făcut, uitați copii, așa se face o fișă. Vai, de ce? Am făcut râurile și munții cu toate culorile de pe planetă. Și mă gândeam atunci, în momentul în care eram lăudată, știi, ca un copil din ăla mângâiată pe cap, așa, eu aș putea să fac ca fiecare lecție să fie dată de exemplu, știi? Și atunci eram în rând cu comandanta de detașament de pe vremea lui Ceaușescu, biata fată să ajungă, așa trebuia să facă. Cumva chestia asta cu școala poate ți se trage și de la casa de copii, că povesteai că îți doreai atunci să faci anumite lucruri, ți-au lipsit aceste lucruri practic, nu? În casa de copii nu mă gândeam la școală. Acolo problemele sunt de altă natură și puiul de om nu stă să se gândească că nu-și face temele și că este doar o lipsă de normalitate și de stabilitate perpetuă și școala este doar unul dintre ele. La școală ne gândim când ajungem adulți. De aia părinții spun copiilor, te rog frumos, învață că într-o zi o să-mi mulțumești. Dacă părintele nu are respect pentru școală, cum, Doamne iartă-mă, copilul lui să aibă? Și atunci, nu-l aplauzi pe părinte, hai vino, nu-ți dau în cap, hai vino, doar să intre. Să... Pentru că în momentul în care te așezi aici, îți place. Când ai caiet și pix, îți place. Când îți spune și vezi că știi, prinzi că de-aia fluturașii în stomac sunt la mine. Și încă un lucru, că adulți mă certam cu o tanti de acolo, din bancă de acolo. Că unde că vin de la... Din Ialomița vin. Știu că vine de departe. Și unde să citesc? Zic, citești în microbuz, în autobuz. Uite așa stai când mergi din Ialomița până la București. Nu e ușor. Dar ăla e momentul investit. Nu stai pe Facebook. Și la două săptămâni după, ai avut dreptate, am făcut-o pe aia, merge. Cum te pregătești pentru BAC? Mamă, ce tăceală! Și deci, dacă iei meditații, ai nevoie de ajutor la vreo materie? Revin la profesoara de română. Iubirea vieții. Profesoara de română nu te lasă. Când s-a înfipt în tine că trebuie să știi, nu ieși din mâinile ei fără să știi. La fel și profesoara de geografie, numai că de la ea scap. Cum ne pregătim pentru BAC? Cum ne pregătim când pentru BAC? Când avem, venim cu tine să te susținem. Învăț pentru BAC, primul lucru când mă trezesc, când fac o cafea și cu cafeaua în mână, mă duc la birou și mă trezesc lent, uitându-mă la subiectele pe care le voi rezolva în acea zi. Nu dau drumul la nimic să nu ies din bula aia. Nu spăl vase, nu hrănesc copilul, nu spăl rufe, nu fac nimic până nu se închide procesul de studiu, adică până în ora 2-3 după amiază. Pentru că dacă eu de la 9 mă apuc să fac ceva, să bat pe un covor sau așa, nu mai am chef de învățat. Intru în mintea aia de mămică, de nevastă, de... și atunci se pierde. Dar am făcut acest pact cu bărbatul meu și cu copilul. Când intru la învățat, mă lași, pentru că oricum după 2-3 nu mai am claritate. Și după aia mă apuc, trag de ele, fac curat, fier boalele, sunt și nevastă și mamă ca la carte. Și fac de luni până duminică. Iar sâmbătă și duminică învăț mai mult, până pe la un 6-7 seara, pentru că Apostolescu scoate copilul, îl duce într-un parc. M-am lăsat și de fumat și de alcool. Copiii se duceau la țigară, colegii mei de 40 de ani, și voiam și eu cu ei. Și am zis, cum ar fi să nu-mi doresc să vreau? Nu m-am dus. Pentru că eram în bătălia de a renunța. Deci Nadine este otocilară. Sunt otocilară ca la carte și mă ajută că nu fumez și că nu beau. Și am câștigat mult timp din lipsă de alcool și atunci asta mi-a omorât viața socială. Pentru că dacă nu bei și nu fumezi, la cum construisem viața, n-ai ce să faci cu mine. Ce mai faci tu pe lângă școală? Nu fac nimic acasă. Dar știi poate. Ce? Stai să-ți zic. Nu am, îți jur. Ne uităm la desene, mâncăm dulciuri cu Noa. Din păcate. Fii atent.
Norocul meu este că sunt un om care a trăit foarte frumos. Deci după ce mi-am câștigat independența financiară și libertatea de a face ce vreau eu, eu mi-am construit o viață foarte frumoasă. Am avut școala vedetelor în adolescență, am câștigat o grămadă de bani. Am fost isteață tot timpul, mi-am cumpărat casă, mașină, am fost isteață. Ai investit cu cap. Am investit cu cap și am putut să mă bucur de roadele investițiilor mele. Pentru că eu am, după aia am plecat în America, unde am stat 7 ani, am călătorit, am trăit bine. Și atunci mi-a fost simplu ca la 40 de ani să nu vreau să mai petrecăresc. Pentru că eu chiar am petrecărit ca la carte. În schimb, pot înțelege de ce la 40 de ani vrei în continuare să, pentru că n-ai avut. Dar în cazul meu nu se mai justifică. Sunt un om al extremelor. Dacă beau, nu beau un pahar, două, beau o cutie, pentru că nu mi-ajungeau nici sticlele. Dacă fumez, nu fumez un pachet, fumez două, de am nevoie de să trag aer, după aia oxigen și așa mai departe. Dacă fac sport, fac până mă internez, totul, din păcate, sunt un om al extremelor. Și dacă am făcut școală și am intrat, m-am dus într-o extremă. Și acum, îți recunosc, nu am nimic altceva mai plăcut, în afară de familie, ca activitate, decât școala. Nu-mi place nimic mai mult decât să-mi fac lecții, să învăț, pentru că, de fapt, ce înseamnă să faci lecții? Să citești despre... Tu spuneai că sunt antisocială. Eu acum, dacă pasiunea mea este sociologia, cum aș putea eu să mai fiu de acord cu tine că sunt antisocială, când eu nu sunt antisocială? Pentru că, ce să vezi, la 44 de ani am învățat ce înseamnă să fii antisocial și nu înseamnă chestia aia. Și eu stau și citesc, am prieteni, îi sun, bă, frate, tu știai că la stratificarea socială, bla, 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 aoleu, Nadinuț, lasă-mă, asta nu e aia care a învățat una noua, da, dar lasă-mă să zic. Am încercat să-mi fac o prietenă aici la școală. Și nu te-ai ieșit? Stai să vezi. Ne-am înțeles foarte bine și ne-am invitat ea la mine acasă, eu la ea acasă. Și după aia, data viitoare, când ne vedem, m-am gândit să ne facem lecție. Și n-am mai venit niciodată și nici nu m-am mai invitat vreodată. Și am înțeles, dar eu m-am dus prima dată. Și a venit și ea prima dată și am stat. Din punctul meu de vedere a fost stat, a fost pierdere de timp. Ce poți să vorbești? Sunt un om foarte citit. Îl citeam pe Cioran de la 15 ani, de bunăvoie, în librărie l-am luat, am citit pe spate și am zis, wow, cu nena asta mă identific. Citeam pe Elia de m-a fascinat. O conversație ca să mă hrănească, trebuie să fie un pic... Dar doar dacă vorbim despre hăinuțe, poșete, excursii, așa... Nu este de tine. Nu, mă tăvălesc pe jos. Mai bine pune-mă să spăl vase și să-ți fac curat în casă, că atunci voi fi, măcar sunt productivă, folosesc la ceva. Și nu m-am mai chemat. Și atunci plictisesc, enervez și irit. Mă laud cu școala mea pe toate gardurile și nimeni nu înțelege entuziasmul meu. Este cea mai curată instituție școlară în care eu am fost vreodată, cea mai elegantă și cu oamenii cei mai moderni pe care i-am întâlnit în domeniul ăsta. Iar tabla noastră este una smart și doamna profesoară scrie acolo și la sfârșit trimite fiecărui elev pe mail PDF cu lecția. Adică, doamne, cum să nu vii la școală când ai tablă smart? Și când toată lecția, așa cum a făcut doamna profesoară, pe culori, tu o primești pe mail. Dacă mi-ai niște marcări pastel sau dacă mi-ai un post-it colorat sau dacă vii cu o gumă de șters în formă de inimioară, atunci și crăp. Știi că nu mai există elev ca tine, nu? Eu sper să mai existe. Sau un penar. Am fost, da, fii atent, eram în vacanță în străinătate. I-am cumpărat copilului un penar. Am venit și i-am dat penarul. Și copilul a făcut, e ok. Am simțit că îmi fac sepucu. Jumătate de oră mai târziu am zis, nu am dat mie penarul ăla. Jur, i-am luat penarul. Și copilul a spus, da, mami, ți-l dau. Nu, îți mulțumesc, auzi, mami, dar nu să mi-l iei înapoi cum ți-l am luat eu ție. Și a zis, nu, mami, pot să-l păstrez. Ești foarte tare, foarte tare. Îți mulțumim mult că ne-ai primit aici la tine la școală. Eu vă mulțumesc pentru oportunitate și vreau să spun tuturor celor care nu și-au terminat școala, ăsta e secolul în care să vii la școală. Nici când societatea noastră nu a fost mai deschisă să accepte că oamenii sunt diferiți și că vin din medii diferite, nici când societatea noastră nu a fost mai deschisă la minte, asta este societatea în care poți recunoaște orice și ești primit cu brațele deschise. Atâta timp cât n-ai făcut rău nimănui, oamenii sunt cu brațele deschise. Și voiam să mai spun ceva musai. Dacă nu-ți permiți să vii la școală pentru că nu ai bani de rechizite sau așa, mai bine cere. Asumă-ți
acea jenă de a te expune că nu ai decât să renunți la școală.